Despre conferința de alegere a PSD din județul Hunedoara vă voi vorbi, dragi colegi. Ne spune domnul președinte Laurențiu Nistor, președinte în funcție, următorul lucru: vom organiza conferința județeană de alegeri la Hunedoara, în municipiul Hunedoara. Sunt convins că în acea zi străzile vor fi spălate ca să fie foarte curat. Adevărul este că Laurențiu Nistor merită din plin o primire triumfală în orașul de Pecerna. O întreagă structură de partid și de stat a protejat firme cu acționariat PSD care au intoxicat municipiul Hunedoara, aducând deșeuri cu plumb în municipiu, să-și rotunjească costurile pe sănătatea hunedorenilor. Oamenii aceluiași partid, conduși de Laurențiu Nistor, au spoliat complexul energetic Hunedoara, continuă să-l spolieze, cu salarii de 31.388 de lei brut, membrii Consiliului de Administrație ai CEH, toți susținuți și girați de același Laurențiu Nistor. Domnul Laurențiu Nistor vine în municipiul Hunedoara cu conferința PSD, fugind din Deva și din Valea Jiului, unde peste 100.000 de oameni nu știu cu ce se vor încălzi la iarnă, din motivul problemelor termocentralelor Mintia și Paroșeni. Da, hunedorenii trebuie pasămite să întindă covorul roșu, să-l aștepte cum se cuvine pe domnul Nistor, sfântul în viață, care a poruncit să fie zugrăvit în biserica din satul Bejan, comuna Șoimuș, căci vrednic este. Va candida pentru un nou mandat la conducerea PSD Hunedoara și este convins că va câștiga, deoarece candidează singur. Cum altfel, că doar PSD este în curs de reformare? Va fi în continuare zmeul județ, trăgând sfori în interes propriu, cum face din 1990, ocupându-se de atacuri mincinoase pentru care s-a dovedit că are talent. Omul este de meserie. Din acest punct de vedere, nu degeaba, așa cum rezultă din documentele CNSAS la începutul anilor 70, avea nume conspirativ de informator și îl chema din când în când Nistorescu Lucan. Acest tovarăș de nădejde va fi reales în fruntea organizației PSD-a județului Hunedoara, ocazie cu care, desigur, va fi unul dintre oamenii de bază în reformarea PSD-ului, anunțată cu mare pompă de președintele interimar al PSD, domnul Liviu Dragnea. În timp ce membrii de partid cu reală capacitate de a reprezenta județul sunt iar trecuți la index. Sau poate chiar acesta este motivul real al susținerii domnului Nistor. Faptul că uimit și recunoscător, pentru că în mediocritatea lui este proțăpit peste mulți pesediști de ispravă, nu mai deranjează centru să apere interesele județului. Iar în Hunedoara, centru PSD are liniște. Și uite așa, banii pentru cele două blocuri ANL repartizate de ministrul Chițoiu municipiului Hunedoara s-au putut muta în altă parte. Și uite așa, Hunedoara a rămas până și fără trenul spre Simeria. Domnilor, comuniștii aveau un obicei bun, cum ar fi rezolvarea unor probleme reale ale oamenilor în cinstea plenarelor, conferințelor, congreselor, PCR. Ce-ar fi să veniți dumneavoastră la Hunedoara, nu cu lozinci, gargară și promisiuni false, ci cu banii pentru blocurile ANL, cu aprobarea repornirii trenului spre Simeria? Vă vom spăla străzile dacă vreți străzi spălate, nu din dorința pentru a satisface dorința sfinției sale, Sfântul Laurențiu, ci din ospeție. Și în orice s-ar spune, nu în fiecare zi ai ocazia să vezi umblând pe străzile Hunedoarei moaștele vii ale comunismului triumfător. Sunt deputatul hunedorenilor, liberalul Carmen Hărău, vă mulțumesc!